Din vechime, oamenii au ridicat monumente pentru a aduce un omagiu oamenilor lor sau virtuților pe care le-au admirat cel mai mult, adesea creând statui dramatice mai mari decât în realitate, cum este Colosul din Rodos. Monumentele lumii antice sunt deosebit de impresionante din cauza dificultăților tehnice cărora adesea au trebuit să le facă față creatorii lor, dar în timpurile moderne, noile metode și materiale de construcție, printre care folosirea explozibilelor, abor mașinilor și macaralelor de mare capacitate, au dat posibilitate sculptorilor să facă statui și mai extraordinare. Iată câteva exemple remarcabile, unele datând din vremea romanilor, altele create în zilele noastre. Printre acestea se numără cele mai mari sculpturi făcute vreodată și lucrări de geniu ce exprimă o putere de voință fără egal, fiind printre cele mai uimitoare și faimoase opere de artă din întreaga lume. Acest videoclip este sponsorizat de Filmora. Dacă vrei să editezi ca un profesionist, fără prea multe cunoștințe în domeniu sau programe complicate, îți recomand programul de editare Filmora, ideal pentru începători, care vine la pachet cu efecte, texte și tranziții gata făcute pe care le poți folosi doar cu drag and drop. Filmora conține și muzică, fără copyright, ideală dacă ești creator de conținut pe YouTube. Găsești linkul în descriere pentru Filmora, iar acum să revenim la videoclipul nostru. Fiind o formă de artă tradițională de pe coasta nord-vestică a Americii de Nord, mulți stâlpi totemici sunt niște construcții masive. Periclitați de intemperii, unii stâlpi se păstrează acum în muzee. Reprezintă istoria și realizările familiilor băștinașe din moștrămoși și conțin figuri de oameni intrați în legendă, dar și animale și păsări. Contrar credinței populare, stâlpii totemici nu au fost niciodată folosiți pentru îndepărtarea spiritelor rele. Acest stâlp, care are în vârf o pasăre a tunetului, se află în Stanley Park din Vancouver, Canada. În 1889, aici s-a inaugurat o colecție de stâlpi totemici, iar parcul este vizitat anual de 8 milioane de turiști. Pasărea mitică a tunetului este de obicei pusă în vârful stâlpului. Considerată marea stăpână a împărăției cerului, se spune despre ea că ține fulgerul în frâu. Această statuie splendidă a fost un dar pentru poporul Statelor Unite ale Americii din partea poporului Franței. A devenit un simbol al libertății recunoscut peste tot în lume. Statuia Libertății a fost proiectată de sculptorul francez Frédéric Auguste Bartholdi, care a folosit-o pe mama sa ca model, mărind-o treptat pe baza unor copii mai mici. Este făcută din 91 de tone de folii de cupru bătute peste un cadru de fier. Ridicată la Paris în 1884 pentru prima dată, statuia a fost apoi transportată la New York în 350 de bucăți. În anul 1886 a fost în sfârșit asamblată și dezvelită pentru ca toată lumea să o poată admira. Se pot urca 354 de trepte până la coroana statuii, care este cel mai înalt nivel deschis vizitatorilor. Cele 7 raze ale coroanei reprezintă cele 7 continente ale lumii. Acest monument de pe Black Hills din Dakota de Sud, Statele Unite ale Americii, a fost cândva cea mai mare sculptură de portrete din lume. Monumentul comemorativ național de pe muntele Rushmore constă din 4 capete uriașe ale președinților SUA, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln, fiecare având aproximativ 18 metri înălțime. Proiectul a început în 1927, când niște lucrători conduși de sculptorul Guțon Borglum au folosit dinamită pentru a disloca o stâncă de granit. Muntele Rushmore a devenit un punct de atracție turistică cunoscut în toată lumea, care este vizitat anual de peste 2 milioane de turiști. Precum Colosul din Rodos, Patria Mama a fost construită pentru a comemora o victorie militară. Este cea mai înaltă statuie solitară din lume și o reprezintă pe Rusia Mamă, care le cere fiilor săi să-și apere țara. De la baza piedestalului pe care stă până în vârful sabiei, Patria Mamă măsoară 82 de metri. Proiectată de Evgeli Vucetici, această statuie din beton și oțel se află la Volgograd în Rusia și a fost terminată în 1967 în amintirea biruinței armatei sovietice în bătălia de la Stalingrad din 1942-1943. Sabia de oțel este lungă de 29 de metri și cântărește 14 tone.
Aceste statui bizare se află pe insula Paștelui din Oceanul Pacific și par să păzească peisajul arid. Îndepărtata insulă, care se află la 3700 de kilometri vest de Chile, a fost numită așa deoarece primii europeni care au ajuns acolo au sosit în Duminica Paștelui în anul 1722. Această impresionantă armată de statui, numită Moai, a fost ridicată de locuitorii din insula Paștelui în memoria conducătorilor lor decedați. Capetele au fost sculptate din rocă vulcanică și poate că au fost aduse din cariere pe sănii sau pe rulouri din lemn. S-a stabilit că au fost sculptate aproximativ în anii 1000-1600, dar, în ciuda multor cercetări, rămân învăluite în mister. Sunt peste 600 de moai, unele cu o înălțime de peste 10 metri și cu o greutate de cel puțin 90 de tone. Locuitorii insulei Paștelui au sculptat multe statui cu capete alungite și cu brațele strânse pe lângă corp. În 1939, sculptorul american Korchak Ziolkowski a fost invitat de populația Sioux să facă un monument în memoria conducătorului său, Crazy Horse. Ziolkowski a început să lucreze în Black Hills din Dakota de Sud în 1948, dislocând tone de rocă pentru a face o statuie ecvestră a conducătorului. Acest uimitor monument are 172 de metri înălțime și 195 de metri lungime. Din cauza dimensiunilor sale uriașe, a fost folosit un teleferic pentru a aduce uneltele necesare sculptării capului. De la moartea sculptorului în 1982, familia lui a continuat să lucreze la statuie, a cărei finalizare va fi posibilă doar peste mulți ani. Această coloană de marmură de la Roma a fost creată în anul 113 și celebrează victoriile militare ale împăratului Traian. O serie de scene detaliate care spun povestea campaniilor împăratului în Dacia, actuală România, înconjoară în spirală această construcție înaltă de 38 de metri. O bandă continuă lată de 1,2 metri, asemenea unei benzi desenate, se întinde de-a lungul la 224 de metri. Cândva, o scară în interiorul monumentului îi ducea pe vizitatori până în vârf, acolo unde acum se află o statuie a Sfântului Petru. Acest fragment, din partea de jos a columnei, ne arată grupuri de soldați care construiesc un fort și un pod. Sculpturile oferă imagini vii de război și scene din viața romanilor.